Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii De la Plus la Infinit. Vorbim astăzi despre un ocnaș. Un ocnaș adevărat, nu din specia literară a lui Jean Valjean, ci din spița duhovnicească a mărturisitorilor români. Bartolomeu Valeriu Anania este ocnașul, așa cum îi plăcea să se descrie pe sine. În studio se află domnul Teodor Baconschi, iar de la Cluj suntem alături de domnul Radu Preda. Așadar, doi oameni care l-au cunoscut îndeaproape pe marele cărturar și ierarh. Fiți atenți! Zilele acestea se face anul de când ne-a părăsit pentru o lume mai bună Bartolomeu, mitropolit al Clujului, căruia îi se spunea în ultimii ani de viață leul Ardealului. Oare de ce îi se spune așa, domnule Teodor Baconschi? Pentru că era o personalitate fermă, bine conturată, monumentală, care n-a dat în lături atunci când au venit furtunile peste el, mai ales că a străbătut aproape întregul secol 20. L-a ținut Dumnezeu printre noi până în pragul vârstei de 90 de ani. Și a dat dovadă de intransigență, viziune și naționalism sănătos, indiferent de împrejurările istoriei. A prins și perioada interbelică, unde s-a format. A suferit de pe urma comunismului, inclusiv prin perioada de detenție pe care a încasat-o. Și și-a scris opera literară, revenind cu aceeași energie și după ce comunismul s-a prăbușit, întrucât biserica a avut nevoie de figuri cât mai credibile în sinod, a mai apucat și aproape 20 de ani de arhipăstorire la Cluj, așa încât, sigur că în fața unei asemenea figuri nu poți să rămâi indiferent și ai senzația că auzi răgnetul leului în deșert. Chiar vreau să vă întreb care dintre atributele acestui animal de pradă s-ar fi potrivit cel mai bine. Glasul puternic sau... Avea și un glas puternic și la propriu și la figurat. Glasul lui s-a auzit întotdeauna cu gravitatea unui clopot și în lumea literară, dar și în biserică, în viața civică. Astfel încât nu l-aș compara cu leul ca animal de pradă, pentru că era, în ciuda acestor asprimi de om trecut prin ciur și dârmon, un suflet de mare delicatețe, un suflet poetic, de poet, cineva care s-a îngrijit toată viața cu delicatețe de grădina limbii române, și în același timp cineva cu o dimensiune sentimentală foarte pronunțată, dar și un ostaș călit în lupte. Așa și spunea despre el, că este un ostaș. Domnule Radu Preda, ați stat alături de mitropolit până la ultima suflare a vieții lui. A murit așa cum a trăit? Bine, n-a murit căzând pe un câmp de luptă, ca să continui metafora soldatului, dar a murit cum și-a dorit, adică acasă, adică în mijlocul credincioșilor lui. Pe aceasta a fost și dorința și... împreună cu Bogdan Ivanov, cel care a fost secretar în ultimii 8 ani de zile, am făcut toate eforturile, în ciuda unor rezistențe aici locale din partea unor medici, să-l readucem de la Viena, și faptul că a murit, repet, în cetatea lui, în mijlocul credincioșilor și într-un spital, în mijlocul bolnavilor. Iar și un lucru extraordinar, pentru că și asta e o formă chiar și indirectă de misiune, dacă vreți. Adică a murit ca un ierarh, să zic eu, și ca un păstor în mijlocul celor păstoriți. Domnule Baconschi, în ce împrejurări l-ați cunoscut pe călugărul Bartolomeu Anania? Când m-am răzgândit cu privire la facultatea pe care vreau să o urmez, aș fi vrut să Dar fac ce vrea să studii urmați? De filozofie, mi-am dat seama că în anii 80 n-ai cum să eviți îndoctrinarea marxistă, de care eram scârbit fără să fi fost vreodată activ în politica acelor vremuri. Și am optat pentru studii de teologie, m-am angajat corector la editura Institutului Biblic, al cărui director era pe vremuri, pe acel timp, arhimandritul Bartolomeu Valeriu Anania. El a văzut
în mine nu doar pe fiul scriitorului cu același nume, ci și pe un tânăr care l-a descoperit pe Dumnezeu, care citește puțin cam nesistematic teologie și m-a îndrumat, a început să mă preia în acest raport de ucenicie, amuzându-se firește de teribilismele inevitabile pe care le ai la 18-19 ani, dar acționând și ca un părinte, adică el a fost nu doar un îndrumător în cele spirituale și în labirintul dogmatic culturii, al teologiei, ci și primul care mi-a povestit ce s-a întâmplat în închisorile comuniste. Deci primul care mi-a deschis ochii nu asupra ceaușismului târziu, ci asupra întregului fenomen numit comunism. Primul care m-a ajutat să înțeleg faptul că urmarea directă a instalării cu tancurile sovietice a regimului comunist în România a fost distrugerea elitei. Distrugere calculată, care a produs enormă suferință umană, nedreptate și o răsturnare a valorilor. Domnule Radu Preda, în ce condiții l-ați cunoscut pe părintele Anania? L-am cunoscut la o lansare de carte la București, la Biblioteca Sadoveanu. Era prim volum și, mă rog, a rămas și singurul. Erau plănuite două sau chiar trei de amintiri ale peregrinului Apter. Și vorbind la lansarea aceasta, practic ne-am reperat reciproc. Eu fiind contrariat să văd un cleric, autor al unor pagini savuroase, de un umor incandescent, și să văd pe deasupra că acest cleric este îmbrăcat civil. Asta mi l-a făcut foarte simpatic din prima. Iar cu timpul, sigur, lucrurile aveau să se amplifice. Ne-am revăzut în contextul în care am avut grijă o perioadă de Petre Țuțea. Eram vecini, pentru că îi despărțea doar o stradă. Pe strada pe care locuia părintele era practic după colțul străzii unde locuia tot în gura Cismigiului, Petre Țuțea. Da, deci la masa lui aveam să-l întâlnesc de pildă pe Alexandru Paleologu sau să-l cunosc mai bine pe părintele Grigore Băbuș, un alt suflet candid minunat de care sunt legat. Adorabilă persoană, într-adevăr, părintele Băbuș. Da, așa că, ce să zic, părintele Anania pentru mine a fost și cel care mi-a confirmat opțiunea pentru teologie, în condițiile în care în perioada aceea confuzia din mintea unui om tânăr era sporită de confuzia generală. Ne aflam imediat după 89, vă puteți imagina ce perioadă agitată era și că astfel de oameni, prin vârsta și experiența lor, nu puteau decât să te îndrume pe o cărare solidă și sigură. Domnule Baconschi, deja avem experiența vieții bisericești. Vă întreb direct, ce-l deosebea pe părintele Bartolomeu de ceilalți clerici? În primul rând, el a studiat nu doar teologia, ci și medicina, ba chiar și pe la conservatorul din Cluj a trecut în tinerețea lui zbuciumată. Cânta bine? Deci avea trăsăturile melomanului, mai degrabă decât ale interpretului. Însă cert este că pe baza acestei formații polivalente și personalitatea lui era policromă. Avea toate culorile și bine armonizate. Era surprinzător să vezi că după cei 11 ani petrecuți în Statele Unite, la Detroit, la arhiepiscopia noastră de acolo, se întorsese cu o mulțime de obiceiuri americane. Cum ar fi? De pildă, ținuta de costum negru și gulerul de clergyman, pe care îl afișează preoții catolici de obicei. Îl prindea această postură? Îl prindea foarte bine, mai ales că era un bărbat bine făcut, cu o privire năpraznică, cu o barbă colier extrem de impresionantă. Era greu să intre într-o cameră și să nu se facă liniște, să nu se vadă că a intrat cineva cu majusculă. Umplea bine spațiul din jurul lui și comunica excelent, pentru că era dublat de scriitor. Îmi povestea și că în seminar învățau deopotrivă poeți latini și părinții ai bisericii. Era un om care trecea foarte simplu, cu lejeritate, dar nu cu superficialitate, de la registrul culturii laice, să spunem seculare, la cele duhovnicești, la finețurile de filocalie și pateric, la perspectiva eclezială,
Și ca poet, discipol al lui Arghezi, avea de asemenea simțul liturgic al limbii. Înțelegea că e un oficiu orfic, să zicem așa, că în momentul în care poezia se naște, se naște o lume, se recrează întregul cosmos, avea această dimensiune, să spunem, profetică a poetului din el. Și totodată mi-a plăcut capacitatea lui de a râde de sine, ca orice om inteligent, de a relativiza, de a dedramatiza momentele grave ale existenței și de a rămâne neabătut sub mantia proniei. Avea acest instinct care cred că a contribuit mult la longevitatea părintelui Anania. Numiți acest instinct. Sentimentul că pur și simplu ești în grija lui Dumnezeu. Dacă tu îți faci treaba atât cât poți de bine, cu darurile primite la naștere, dacă îți înmulțești talanții, vei fi invitat la ospățul divin. Dumneavoastră, ca ucenica lui, aveți aceeași viziune asupra vieții? Am rămas, ca să zic așa, providențialist. Asta nu înseamnă că socotesc că Dumnezeu face totul în locul nostru. Avem, bineînțeles, obligația de a acționa și de a reacționa, însă grație părintelui Anania, convins că tot ce ni se întâmplă are un tâlc care se descoperă ulterior. Domnule Radu Preda, ați fost în preajma, în proximitatea unor personalități, să spunem, ale culturii îmbisericite. Pentru ce v-ați oprit totuși tocmai la Cluj? Sigur, se leagă de persoana părintelui Anania, care atunci când a fost ales arhiepiscop, nu imediat, dar la câțiva ani, avea nevoie în mod urgent de cineva care să-l ajute în efortul de a înnoi peisajul editorial, de altminteri foarte prăfuit și vetust pe atunci, și m-a chemat să fac revista Renașterea. Din această chemare, pe care eu am tratat-o ca fiind episodică, s-a născut practic încetul cu încetul decizia ulterioară de a rămâne la Cluj. Și nu regret nicio clipă, pentru că am avut cel puțin două imense avantaje. În primul rând, proximitatea cu părintele Anania. Sigur, trecând prin toate anotimpurile sufletești posibile, adică am trecut și prin iernile certurilor dintre părinte și fiu, am trecut și prin primăverile dezghețului, care arăta că cât de candid și în același timp cât de uman putea fi un om care de-al minte inspira la subalterne aproape numai teamă. Iar al doilea avantaj pe care mi l-a adus mie Clujul este acela că m-a ținut departe de tentațiile pe care le presupune, știu eu, prezența în capital, adică într-un centru de putere. Sunt un ognaș al Evangheliei, așa vorbea despre el însuși mitropolitul Clujului. 10 ani de zile, neîntrerupt, a tradus în românește Biblia. O traducere deopotrivă, riguroasă și poetică, bine fixată în viul limbii române. Biblia se traduce și se retraduce, sau ce puțin se îmbunătățește, se revizuiește, în funcție de evoluția limbii fiecărui popor. O limbă este un organism viu care poate îmbătrâni, sau cum spune Shaguna în prefața la Biblia lui, că limba unui popor este semnul unui pom, ale cărui ramuri unele se usucă și cad, altele le iau locuri, le găreză, deci unele cuvinte ies din circuitul limbii și pierd. Sau rămân în circuitul limbii, dar își schimbă semnificația. Iată, la noi dă un cuvântul nemernic, care însemna pe vremea lui Șerban, însemna străin. Și de aceea ai să vezi, ei se spune lui Iisus, Luca și Cleopa, și îi spune, tu singur ești nemernic în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat, adică ești un străin, ești plecat din lună. Așa-l folosește și Eminescu, tot în sensul de nemernic. Amintiți-vă doina, cel ce-a îndrăit străin, drăgii străinii, mâncare inima crinii, mâncare casa pustia și neamul nemernicia. Deci, cine a îndrăgit străinii, de străinare să aibă parte. La noi acum știm ce înseamnă nemernic și nemernicie. Iată, deci, un exemplu de cuvinte care rămân în circuitul limbii, dar își pierd semnificația. Altele rămân pentru că nu au făcut ce să fie locuit. Cuvântul obroc. E un cuvânt de origine ucraineană. L-am folosit și eu când am găsit altul, n-am găsit un echivalent. Capacul care se pune peste o lumânare ca să nu lumineze, să poți dormi, să nu te bată lumina la ochi. Este obroc. Și atunci l-am folosit, deși este ieșit din circuitul limbii.
dar a rămas în zigară. Ții lumina sub obroc. Adică îți folosești înțelepciunea o mai pentru tine. Nu numai că scria foarte bine, dar iată, era și un orator desăvârșit. Domnule Preda, la ce nu se pricepea Bartolomeu? Poate că nu se pricepea tot timpul la oameni, în sensul că îi gira pe toți, motiv pentru care a avut și dezamăgiri pe măsură. Dar în rest, bine, în primul și în primul rând avea această calitate oratorică de care aminteați, este, dacă vreți, moștenirea sau să zic așa, amintirea cea mai pregnantă pe care o aud, o văd, o simt, iată, la un an de la plecarea dintre noi. Toți regretă, practic, că această voce a amuțit, că numai la Catedrala din Cluj nu se mai aude cum se auzea pe vremuri. Mi-aduc aminte zilele, mai cu seamă, de primăvară, vară sau toamnă târzie, când încă afară era o temperatură plăcută, în catedrală erau 3.000 de oameni, iar în afara ei tot pe atâta. Chiar erau preoții care mai spuneau că fac slujba mai repede puțin, ca să aibă oamenii vreme să ajungă la predica mitropolitului. Adică avea căldura, dacă vreți, mistagogică, de introducere în cele ale credinței. Era foarte părintesc și în același timp lămuritor. Te lua de mână și te introducea în tainele vieții duhovnicești de o manieră dezinhibată, fără pretenții, fără a accentua diferența între amvon și biserică. Adică reușea să câștige tot timpul acest mare pariu de a crea o osmoză între vorbitori și ascultători. Ca intelectual creștin, cum vi se pare această ediție a Bibliei deortosită de Părintele Anania? Am fost lângă dânsul în atelierul biblic, am văzut cu câtă rigoare compara toate marile ediții critice ale Scripturii, cât de multă erudiție și efort hermeneutic a pus în alcătuirea aparatului critic al primei ediții, de fapt comentate. De ce? Pentru că citim Biblia la aproape 2000 de ani de când primele texte au fost compuse și ne trezim într-o lume pe care nu prea o mai înțelegem. Prin urmare, a făcut și el ce au făcut alte națiuni civilizate pentru cultura lor biblică. L-a ajutat pe omul de azi să înțeleagă textul sacru revelat cu aproape 2000 de ani în urmă. Și a făcut-o, sigur, cu un anumit orgoliu al pionieratului, într-o solitudine benedictină, se retrăgea ore în șir pentru a se dedica acestui travaliu. Avea o disciplină foarte bine pusă la punct. Fantastică, extrem de riguros în tot ce făcea, fie că făcea acte de administrație, fie că își pregătea o predică, într-adevăr predicile lui erau demne de tradiția lui Ioan Gură de Aur. Era un echilibru perfect între explicația teologică și în același timp forma măestrită care nu suna a gol. Avea întotdeauna să lipea de conținut. Deci și în atelierul biblic, cum îi plăcea să spună, a stat 10 ani cu ambiția ca noile generații să înțeleagă Cuvântul lui Dumnezeu cu tot contextul lor filologic, istoric, arheologic sau de spiritualitate. Și cred că din acest punct de vedere a întors bisericii cel mai mare dar pe care îl putea face și a înzestrat o întreagă generație de preoți cu un instrument de lucru și de pastorație extraordinar. Din câte știți dumneavoastră, preoții cum au reacționat la apariția acestei ediții? O folosesc? Am sentimentul că diortosirea pe care a făcut-o, îndreptând și multe erori din traducerile precedente, n-a prins încă în întreaga biserică, în viața liturgică, dar probabil că așa ceva se poate întâmpla doar în 10-20 de ani de la editarea unei noi versiuni. Însă ea a circulat în tiraje foarte mari, domnule Preda, această ediție a Bibliei Părintelui Bartolomeu. Da, pentru că după ce a fost asumată de către Sfântul Sinod cu titlul de Biblie jubiliară, adică marcând cele două milenii, ea, sigur, nu prea a mai fost reeditată cu entuziasm de către Patriarhie, dar în schimb a cunoscut 2-3 ediții la Cluj și, iată, printr-o coincidență pe care o doream altfel, știu, organizată,
am dorit să-i oferim de ziua dânsului, la 90 de ani, o ediție de masă cu adevărat. Ea a fost, practic, cadoul postum pe care l-am putut oferi, și anume o ediție în 100.000 de exemplare, o ediție în 8 volume, ilustrată, care s-a vândut extrem de bine și, într-adevăr, sperăm că în 10-20 de ani ea să se impună, nu neapărat ca fiind cea mai bună, dar fiind cea mai actuală pentru cititorul de limbă română care vine dintr-un context cultural dat. Munca mea, dacă vreți să vă spun foarte scurt pe muncă, nu a fost atât la vocabular, pentru că limba română este o limbă foarte conservatoare, poate și limba romanică între eslavi. Și deci foarte puține cuvinte s-au ieșit din circuitul limbii sau și-au schimbat sensul. Dar munca a fost mai mult la sintaxă. De ce? Pentru că mai toți traducătorii, eu i-am scuzat în sensul că au iubit, că au respectat prea mult limba originală greacă sau ebraică și s-au pliat pe sintaxă. Ei uitând, neglijând faptul că orice limbă are o sintaxă proprie. Și așa încât n-am făcut altceva decât fiecare frază din toată Biblia, Vechiul și Noul Testament, să o desfac în magma ei originară și să o refac, adică să o reformulez pe calapodul care este propriul limbii române. Și cred eu că am făcut o treabă bună. Sensul e mult mai limpede. Important este cum așez cuvântul în frază. Avem școala lui Caragiale în privința aceasta și a lui Eminescu și a lui Arghezi, fără îndoială. Așezarea cuvântului la locul într-o propoziție. În așa fel ca să cadă accentul. Mai mult decât atât, să nu uit că sunt călugăr, slujitor al bisericii de o viață întreagă și Biblia cam două treimi, dacă două treimi, se citește sau se cântă în biserici. Și atunci este important și accentul cu care se cântă. Iată, de pildă, la prologul Evangheliei lui Ioan, într-un început a fost cuvântul și cuvântul era al Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Și aici, deci așa ar fi să traduci și strict gramatical. Dar dacă voi, într-un început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și cuvântul Dumnezeu era. Păi pe Dumnezeu înainte. Mai modern să spune că Biblia nu trebuie tradusă de teologi pentru că au idei preconcepute, ci trebuie tradusă numai de filologi. Există în Occident acest lucru care a prins unele rădăcini și la noi, dar eu cred așa că totuși un poet mare nu poate fi tradus decât tot de un poet mare. Ori autorii Bibliei sunt toți teologi. Cuvântul lui Dumnezeu și avea o gândire teologică și atunci neapărat să intri în sistemul gândirilor, în universul gândirilor, ca să poți face o traducție corectă. Fiindcă trebuie să existe o corelație între conotație și denotație. Conotație ce se înțelegea prin text în vremea când s-a scris acel text și denotație ce se înțelege acum în același text. Și important este ca să te strămuți în epoca aceea și să te strămuți în gândirea autorului sacru pentru că să poți face o traducere corectă. Ori filologia nu te ajută doar. Domnule Preda, să ne întoarcem puțin la biografia părintelui Bartolomeu. V-a vorbit vreodată despre anii de temniță? Despre experiența lui personală acolo? Nu odată. Și mie, practic, mi-a deschis ochii cu aceste povești. Ca să mă povestiri, de fapt, nu sunt povești, din nefericire. Așa cum mi-a povestit de nenumărate ori despre experiența americană, mi-aduc aminte că am petrecut două vacanțe de an consecutive la Varatec, unde se retrăsese pentru a lucra la Noul Testament, pentru că, iată, fac o paranteză, omul era de un realism extraordinar. Că l-am întrebat de ce n-ați început cu Vechiul Testament. Zice, nu încep cu Noul, pentru că nu știu dacă Dumnezeu îmi dă atâta de multă viață, forță și viață încât să termine întreaga Scriptură. Pentru început își propusese doar să facă Noul Testament. Ulterior a continuat în sens invers cu Vechiul Testament. Înseamnă că și lui Dumnezeu i-a plăcut ceea ce făcea. Exact, foarte, foarte, foarte bună observație. A fost bine plăcut Domnului. În lucrarea dânsului. Ori, legat de biografia lui, sigur, de multe ori, repet, la Varate, mi-aduc aminte cum într-o seară ne-am apucat de povești și mi-aduc aminte că a trecut noaptea, se luminase de zi
Și dânsul îmi povestea încă despre anii petrecuți în detenție și ulterior în America. Pentru mine, practic, acea seară, acea noapte de amintiri rostite de arhimanditul Bartolomeu Valeriu Anania a fost prima călătorie peste hotare, pe de-o parte, dar și prima călătorie în istorie. Adică am conștientizat că nu-i deloc de la sine înțeles că eu mă pot mișca liber, că pot cumpăra o carte, că pot avea o libertate pe care o resimțeam ca existând, dar nu-mi dădeam seama cât de valoroasă este. Deci biografia dânsului, din acest punct de vedere, este foarte pilduitoare, mai cu seamă pentru un om tânăr care, în mod autentic, vrea să se poziționeze în cultură, în credință și în istorie. Și de aceea, memoriile pe care le-a publicat au avut succesul pe care îl știm. Adică cunosc oameni care au fost practic mutați de pe soclu pe care se așezaseră de bună voie în viață, crezând că au realizat mare lucru. Au fost mutați practic, au fost mișcați la propriu de lectura acestor pagini. Dovadă că ele redau un traseu autentic care, tocmai prin autenticitatea lui, nu are cum să nu miște inimile și să nu interogheze conștiințele. Domnule Baconschi, i s-au adus multe critici părintelui Bartolomeu, chiar jigniri, contestări. Una din ele este faptul că a aparținut poliției politice, că a fost practic informator al securității. Nimeni nu poate pune în dubiu anticomunismul părintelui Anania. A văzut bolșevizarea României ca pe un pericol mortal pentru cultura națională, pentru ființa națională. Și s-a avut dreptate. S-a bătut cu primele forme ale tiraniei comuniste la Cluj și mai departe. A frecventat cercuri anticomuniste din biserică, să ne gândim la apropierea lui de Rugul Aprins și de alte astfel de nuclee. Și a trăit 7 ani de pușcărie politică, știind că are de ispășit 25 de ani de condamnare, deci considerând că probabil nu va ieși viu din această încercare. De altfel, în detenție a contractat o formă de tuberculoză osoasă, a fost torturat, maltratat, izolat, umilit, privit ca țintă, pentru că evident era un lider. Și prezența lui printre ceilalți deținuți politici nu contribuia la reeducarea lor, așa cum și-ar fi dorit comuniștii. Prin urmare, nu am niciun fel de îndoială cu privire la atitudinea lui de fond față de regimul comunist. În același timp și-a scris în memorie, fiind în detenție, primele piese de teatru. Voia să fie scriitor publicat, adică scriitor recunoscut de propria lui generație. Va fi avut o limită și tortura la care a fost supus. Se poate să fi făcut vreo concesie formală legată de promisiunea că va conlucra cu organele de securitate sau că va fi băiat cu minte odată eliberat. N-a fost băiat cu minte, nu s-a potolit, nu și-a schimbat atitudinea de fond, era un element înrăit care nu se poate corecta nici cu bâta, nici cu amenințările, nici cu zăhărelul unor funcții, de altfel n-a intrat în sinod, în timp ce alți pușcăriași politici au intrat în sinod înainte de 89. În plus, fiind în America, a început să uneltească iarăși împotriva sistemului, încercând să unească cele două arhiepiscopii de acolo, dar în afara jurisdicției Bucureștiului, astfel încât odată întors din rațiuni practice acasă, i-au umflat pașaportul și nu l-au mai lăsat să plece. Securitatea l-a hărțuit tot timpul, mă plimbam cu el prin Cismigiu ca să putem vorbi de ale noastre și în casă avea ingenuitatea de a pune o pernă pe telefon, deși cred că microfoanele erau ceva mai sensibile de atât și colocviile noastre, inclusiv anticomuniste, sunt consemnate undeva. Fapt este că niciodată nu și-a negociat libertatea și am admirat la el și capacitatea asta, probabil specifică unui fost ognaș,
de a renaște din propria cenușă, ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Niciodată nu l-a făcut funcția pe el, ci el a ocupat o responsabilitate sau alta, rămânând absolut același, egal cu el însuși, la fel de valoros, evident, și la fel de uman. Așa încât aș spune că detractorii lui n-au dreptate, că cei care l-au atacat pe acest subiect sunt de bună seamă calomniatori, invidioși probabil pe succesul lui literar, pe personalitatea lui apreciată în atâtea medii, și care nu se puteau consola de fapt cu propria mediocritate. Dosarul lui oare unde se află? V-ați gândit să-i cereți ca ucenici sau... Eu am citit de la CNSAS doar dosarul de 1800 de pagini al tatălui meu, care a fost urmărit cu microfoane, interceptarea corespondenței și așa mai departe, practic toată viața. Am murit la 52 de ani în cutremurul din 77 și dosarul meu de urmărire. M-am învrednicit de titlul Obiectivul Vâlceanu. Și de 10 turnători la securitate care s-au ocupat de mine. Nu mi-a trecut în cap să cer dosarul părintelui. Poate că Radu are timpul și tenacitatea de a face acest lucru. Era o ființă dostoievschiană, un suflet foarte torturat de contraste. Nu era un om simplu. Era un om care a cunoscut viața, a păcătuit, s-a ridicat din păcat, știa că nu e un călugăr de vocație, că nu e un mistic, ci mai degrabă un spirit literar care privește și liturgia și biserica dintr-o perspectivă teologico-poetică și nu a avut niciodată pretenția că e ce nu e. N-am simțit nicio secundă în atitudinile lui private sau publice mistificarea, închipuirea de sine, falsa asceză, fariseismul, pe scurt. Niciun element de fariseism. Era dimpotrivă uman, moderat, ca orice ortodox adevărat, pentru că geniul ortodoxiei stă în cumpănirea dintre contrarii. Și în firescul. Domnule Radu Pedea, ați vorbit despre volumul de memorii, cel apărut în 2008 la Polirom, pe când părintele Bartolomeu trăia. Care este valoarea, care este importanța acestei cărți? Această carte este, de fapt, cum spune chiar și părintele în prefață, este istoria unui suflet. Pentru cineva care, de pildă, va citi aceste memorii peste 10 sau 20 de ani și nu va ști exact cum să așeze lucrurile și cum să vadă anumite evenimente, cum să le interpreteze, este o formidabilă introducere în istoria secolului 20, în istoria românească a secolului 20, dar nu numai cea românească. Faptul că memoriile sunt scrise cu o dezinhibiție extraordinară, cu sinceritate debordantă, da. chiar adică orice om preocupat excesiv sau nici măcar excesiv, preocupat cât de cât de imaginea lui, nu ar fi spus despre sine atât de multe lucruri, mai cu seamă lucruri mai puțin măgulitoare. Adică să recunoști faptul că ai intrat în monahism ca printr-un pariu, adică ai vrut să vezi dacă îți iese sau nu, să recunoști faptul că te-ai înșelat și nu de puține ori în legătură cu anumiți oameni sau cu anumite situații, toate aceste lucruri care punctează în schimb descrierea unor momente de gravă tensiune, de decizii eroice, nu, acest mix, această combinație între perioadele de vârf și cele de cădere dau autenticitate acestei cărți. Este ca un EKG, dacă vreți, un EKG al unei inimi care a bătut la maxim din prima și până în ultima clipă și de aceea este, repet, inclusiv pentru un cititor tânăr care nu știe tot contextul, toate detaliile, mai mult sau puțin anecdotice, fie ale vieții bisericești, fie ale vieții literare. Pentru un cititor tânăr, această carte, repet, este o foarte bună și valoroasă introducere pentru o așezare în consecință, repet, în credință, în istorie și în cultură. Domnule Preda, se spune că ar mai exista încă un volum al acestor memorii pe care Bartolomeu ar fi spus ca să se tipărească la 5 ani de la moartea lui. Dânsul a anunțat deja
la începutul anilor 2000 că și-a scris în bună parte memoriile, dar că vrea să le publice la 5 ani după moartea sa. La care mi-aduc aminte un protopop, iarăși o funcție care nu tot timpul este ocupată de oameni întregi la cap, s-a și grăbit să spună că abia așteaptă să o citească. E, ori dânsul a spus că dacă tot e așa, până trebuie să se va gândi dacă nu cumva va publica totuși în timpul vieții lui, măcar în felul ăsta va controla la propriu că se publică ceea ce dânsul a intenționat să se publice. Și a făcut acest lucru, eu l-am încurajat chiar permanent, am spus că n-are nimic de pierdut, e un om liber și chiar atunci am discutat despre un lucru foarte important pentru memoriile acestea, unde este cezura de timp, adică până unde să se întindă. Și practic decizia aceasta pe care a luat-o de a le scrie până în pragul în care el a fost ales la Cluj este una foarte bună, pentru că tot ceea ce a urmat după aceea cuprinde practic aspecte care încă mai au o foarte evidentă și vizibilă aderență la biografia unor oameni în viață. El n-a dorit să se răfuiască, iarăși, aș vrea să scuzați că mă lungesc, iarăși un element esențial al acestor memorii, nu sunt străbătute de dorința de a se răfui cu cineva, de a plăti polițe. Dacă vreți, asta este diferența de stil și de caracter, de pildă, între memoriile lui Bartolomeu Valeriu Anania și memoriile lui Adrian Marino. Nu? Deci, iată două moduri de a-ți asuma propriul trecut și propriile amărăciuni, în cheie creștină sau în cheie, mă rog, știu eu, vindicativ literară. Așadar, domnule Preda, sertarul este gol. Este nu atât de plin cât ar crede unii. Funeraliile de la Cluj de acum un an, la moartea mitropolitului, au fost impresionante. Oameni de toate stările sociale, culturale sau duhovnicești au ținut să-l conducă spre cripta unde își va dormi somnul de veci, chiar în catedrala pe care a refăcut-o cu deosebită grijă. Pomenirea lui din neam în neam și pe lui Doamne veșnică, pomenire. Așa a fost acum un an. În prezent însă, care putem spune că este moștenirea lăsată nouă de Bartolomeu al Clujului? Domnule Baconschi? E o moștenire care trebuie evaluată pe mai multe planuri. Sigur că avem pe de o parte vasta lui operă literară, publicată și republicată destul de des. Avem un standard în sinod pe care l-a creat și care e greu de depășit, dar care îi va inspira pe episcopi, arhiepiscopi, mitropoliți, le va incita grija pentru cuvântul rostit, pentru calitatea predicii, pentru acțiunea caritativă, pentru atenția acordată culturii și publicațiilor și totodată pentru
gesturile gospodărești, nu făcute cu lopata și mistria, ci în spiritul tradiției, pentru că și la Cluj a început cel puțin opera de montare a unor mozaicuri foarte bizantine cu piatră de Ravenna și cu tesere, cum zic italienii, de Murano. Cu alte cuvinte, puțină lume va mai avea complexitatea lui în acțiunea bisericească și culturală, civică de asemenea, dar a creat acest model și bănuiesc că orice om de bună calitate intrat în sinod de acum înainte va avea un reper în altul Bartolomeu. Domnule Radu Predea, știm că există o fundație care poartă numele. Care este obiectivul acestei fundații pe scurt? Mitropolitul Bartolomeu n-a uitat o viață întreagă de unde a plecat. Din mediul său țărănesc, marcat, bineînțeles, de toate aromele vieții cosmice a țăranului român de odinioară, dar în același timp și de sărăcie. Fără să fie unul dintre cei mai săraci fii ai satului său, totuși familia lui avea să fie sărăcită de o serie nefericită de credite la bancă. Bref, el ca elev la seminar și ulterior avea să se confrunte deseori cu lipsa acută a unor bănuți pentru a-și cumpăra pâinea zilnică. Ori acest lucru l-a marcat o viață întreagă. De-al minter era și un om foarte generos, asta n-aș vrea să uit să spun acest lucru. Generos în sensul inclusiv material, adică nu te încărca doar cu vorbe, ci avea fermitatea și realismul unui părinte care știe că un copil are nevoie și de cele trebuincioase ale zilei. Ori fundația care îi poartă numele vine în sprijinul tinerilor dotați intelectual, dar și moral, care însă nu au resurse materiale. Până acum au fost peste 200 de bursieri ai fundației, ceea ce nu este puțin lucru într-o țară în care, iată, vedem cum alte fundații fondate de oameni mai puțin onorabili își lasă bursierii la mijlocul anului universitar în aer și în condițiile în care, în general, biserica nu prea dă burse, adică ea vrea să primească, dar dă mai puțin și investește, în general, mai puțin în oameni și mai mult în ziduri. Ori, cred eu că acest manifest uman pentru biserica umanității, a calității intelectuale și morale, este una dintre moștenirile critice, dacă vreți, ale mitropolitului Bartolomeu, adică a-ți vinde bunurile proprii, a le pune într-un fond anume, care, sigur, s-a îmbogățit și cu alte donații și din dobânda respectivă a sprijini viitorul, până la urmă, al acestei țări și viitorul bisericii, este, după părerea mea, maniera în care mitropolitul Bartolomeu a înțeles în sensul lui Noica, nu doar să-și răzbune propria biografie, dar mai cu seamă să pună o piatră la temelia unui viitor mai bun. Între principiile aplicate ale mitropolitului Bartolomeu poate fi considerat și acest act al înființării Mitropoliei Clujului? Înființarea Mitropoliei, sigur, a fost o lovitură de teatru și eu am explicat celor care au vrut să mă asculte, inclusiv unora din sinod, că nu vă puneți cu mitropolitul Bartolomeu, pentru că e un autor de piese de teatru, are toată tehnica dramaturgică, știe să apeleze la toate resorturile, iar înființarea mitropoliei este un exemplu magistral de deus ex machina. Adică când totul părea pierdut, când partida, să zicem așa, pro-Andrei era la pământ, se jeleau și se zvârcoleau, iată că liderul autentic și genuin al acestei grupări a venit cu soluția. Așadar, înființarea mitropoliei la Cluj a fost un act de forță, însă pe acest fundal eclesial și eclesiologic, de aceea trebuie să înțelegem foarte bine. Eu am criticat în epocă, recunosc, faptul că mitropoliile nu se fac la nervi, dar consider că, dincolo de tot ceea ce s-a spus și s-a făcut, faptul că astăzi Clujul este mitropolie este o achiziție foarte bună. Că această mitropolie a Clujului în ansamblul ei va suporta reajustări teritoriale, astfel încât mitropolia Ardealului de la Sibiu să fie ceva mai mare din punct de vedere al teritoriului jurisdicțional, asta e altă treabă. Însă faptul că Clujul a ajuns sub Bartolomeu mitropolie este, într-adevăr, o moștenire și am putea spune o urmare a principiilor lui, adică printre altele aici a principiului că atunci când toți sunt pentru armistițiu, tu chiar atunci poți aprinde cu atât mai abitir flacăra războiului.
Sigur, asta a deranjat. El s-a comportat de foarte multe ori, de-al minteri, în Sinop, ca un haiduc. Și asta, sigur, nu i-a atras tot timpul simpatii. Însă, în orice caz, o admirație, chiar și la cei care l-au contestat, a trezit tot timpul. Domnule Teodor Baconschi, vă e dor de Bartolomeu? Mi-e dor și în același timp prezența lui e continuă în sufletul meu, în amintirile mele. A rămas la fel de pregnant și când s-a dus la Domnul. Îl am în preajma mea, simt că rugăciunea lui din cealaltă dimensiune mă protejează. Și în același timp e atât de legat de perioada mea de formare. Am atâtea amintiri exemplare dobândite în preajma acestui mare om, încât el e o parte din ce a avut mai bun până acum propria mea existență. Îmi aduc aminte că, mă rog, fiul rătăcitor fiind, am lipsit cu anii prins cu diplomația din preajma lui, deși am căutat mereu odată întors în țară să-l revăd. Și după o asemenea absență m-am dus la Cluj practic cu câteva săptămâni înainte că el se prăpădească. Am fost șocat văzând că leul Ardealului se diminuase, că boala îl măcina și că era aproape translucid, păstrându-și însă, în ciuda ajutoarelor cu care se deplasa, aceeași ținută augustă, aceeași noblețe nejucată. Și de acum și funcțiile lui cerebrale erau oarecum afectate de boală, însă tot a apucat să spună, bucurându-se că ne revedem și cu un cerc de prieteni mai tineri, am trăit îndelungat și în toată viața mea grea am avut două arme cu care m-am luptat: credința religioasă și cântecul. Asta mi-a spus, da, cântecul în sens arghezian, poezia, în fine. Deci, dacă vreți avea până în preajma trecerii această luciditate a sintezei și acest duh al cuprinderii, la 90 de ani, de zbucium, de satisfacții, de căderi, de victorii. Eu am făcut o declarație că o semnat în Occident, în Germania, dar puțin vicios, că părintele Ananie ar fi declarat că traducerea ortodoxă este sigur adevărată. Și eu am spus, eu nu cred că există o traducție ortodoxă sau catolică sau protestantă. O traducere să fie traducere, nu are confesiune, o traducere. Dar a spus, convingerea mea este că o Biblie corect tradusă nu poate fi decât ortodoxă. Cu alte cuvinte, interpretarea sau confesiunea care derivă dintr-o traducere corectă a Bibliei nu poate fi decât ortodoxia. Bartolomeu Valeriu Anania, om de litere, teolog, ierarh. Opozant al regimului comunist, om de plin, suflet prea plin. A dat din belșug și altora, a și primit la rândui. Și daruri, dar și ocări. Dar ce? Parcă pe Hristos nu l-au răstignit? Sunt Răzvan Bucureu și vă doresc o zi luminoasă tuturor.